Reprezentanții direcției silvice Mehedinți au început aprovizionarea depozitelor cu lemne pentru a veni în sprijinul tuturor celor care se încălzesc cu acest tip de combustibil. Peste 1000 de metri cub vor fi disponibili și anul acesta pentru mehedințeni la ocoalele silvice. Vestea bună este că prețul materialului lemnos nu a fost majorat, iar tarifele rămân aceleași pentru toate speciile. Și anul acesta, Direcția Silvică Mehedinți are spre vânzare lemne de foc. Cele mai ieftine lemne se găsesc la ocoalele silvice, unde se pot pune deja cereri. Am pregătit marfa, avem 35 de paleți, deocamdată și facem în continuare, solicităm toți clienții să vină să cumpere. Să avem disponibil pentru populație peste 1000 de metri cub până în luna decembrie. Cum sunt prețurile anul acesta? Prețurile sunt aceleași care au fost în vară, lemn CR la 605 lei metru cub, paletul, și lemn de foc la 400 de lei metru cub. De unde sunt aceste lemne și ce tipuri de... Lemnele sunt din cadrul ocolului silvic și mian și speciile, majoritatea, sunt diverse tari, salcâm, barțar, carpen... Pentru a cumpăra lemne de aici, cumpărătorii trebuie să vină la sediul ocolului silvic, să aibă cartea de identitate la îndemână, dar și o mașină pentru transport. Pe lângă populație, ocoalele silvice pot să livreze lemn de foc unităților de învățământ, spitalelor și altor instituții din județ, finanțate integral sau parțial din bugetul de stat.